Ședința de guvern de săptămâna aceasta a venit cu o veste uriașă pentru Ieșeni și nu numai. În cadrul întâlnirii, guvernanții au aprobat finanțarea pentru construcția noului spital regional de urgență de la Iași. Inițiatorul proiectului, City Managerul Petru Movilă, a explicat în exclusivitate pentru Iași TV Live cum se va realiza întreaga finanțare. Pentru Ieșeni, pentru moldoveni, este un lucru extraordinar de important faptul că Guvernul României va realiza acest împrumut de 250 milioane de euro, în sumă necesară pentru construirea Spitalului Regional de Urgență din Iași. Nu este suma completă, pentru că diferența până la costul final va fi asigurată din fondurile europene, din exercițiul bugetar al României 2021-2027, însă clar suntem, dacă vreți, proiectul cel mai avansat dintre spitalele regionale de urgență. Spitalul nu va deservi doar zona Moldovei, unitatea medicală urmând să aibă o adresabilitate internațională. Pe baza acordurilor care deja există cu Republica Moldova, doar dacă ne gândim la faptul că Smurd Iași operaționalizează și în Republica Moldova, dacă ne referim la faptul că specialiștii în medicină de urgență din Iași coordonează și sunt parteneri cu medicii din Republica Moldova, cu instituțiile de urgență de acolo, privind realizarea de infrastructură medicală din Republica Moldova, putem spune foarte clar că adresabilitatea pentru Spitalul Regional de Urgență din Iași nu va fi doar Iași-Moldova, sigur și restul țării, dar va fi și pentru Republica Moldova. Dacă totul va decurge conform planului inițial, construcția spitalului ar urma să înceapă în anul 2023. Primii pacienți vor putea fi internați, după cum spun autoritățile, cel târziu în anul 2028.